Sunt Ana Maria Sandu, iar aceasta este o nouă apariție în colecția Biografii romanțate, Hortensia Papadat Bengescu, străina. Pornește de la viața unei mari scriitoare, o autoare fără de care nu ne putem imagina romanul românesc modern. Mulți dintre dumneavoastră probabil că v-ați întâlnit cu numele ei în manuale. Alții poate că n-ați descoperit-o încă, tocmai pentru că destinul ei a fost unul nu tocmai fericit. Am avut a face cu un personaj care a fost extrem de discret cu viața sa privată, așa încât am avut de umplut ficțional multe goluri, iar asta mi-a făcut o mare plăcere. M-am simțit ca un detectiv care încearcă să rezolve un caz, iar asta a fost extrem de palpitant. Mi-aș dori să o redescoperiți altfel decât o știați pe această scriitoare, mult mai vie, mai umană. Ce mi-a ieșit, cred că este o carte despre viață, despre pasiune, despre iubire, despre puterea și vulnerabilitatea pe care ți le aduce scrisul atunci când vocația ta asta e. Am o mare admirație pentru Hortensia Papadat Bengescu. Iar această carte este și o declarație de apartenență la o literatură scrisă deopotrivă de scriitori bărbați și femei. Mi-am propus să vă citesc chiar începutul cărții, cu gândul că o să descoperiți apoi ce e cu această străină. Nici când nu făcuse atâtea drumuri la poșta de pe Câmpinanu ca în zilele acelea de septembrie. Nu ca să ducă corespondență, ci ca să verifice dacă nu cumva scrisoarea de la ea ajunsese. Dormise prost câteva nopți la rând. Încerca să se scrie și să citească, dar nu reușise. Rândurile îi se amestecau pe pagină ca și când ar fi suferit de o tulburare bruscă a vederii. Se zvârcolise ca peștele pe uscat și își recapitulase toată viața. Urma să împlinească 38 de ani peste o lună și se simțea ca un adolescent îndrăgostit și nerăbdător. Domnișoara Mimi, care îl cunoștea și îi admira statutul de profesor de limba latină, căutase în teancul de plicuri din spatele ghișeului pe cel cu semnătura Hortensia Papadat Bengescu, nume pe care el încercase să-l rostească cât mai clar și mai solemn, aproape impersonal, în speranța că ea își va imagina că era vorba doar despre o simplă înștiințare profesională. Nimic, îmi pare rău, l-anunțase ea după ce îl lăsase să aștepte mai bine de 10 minute. S-o fi produs vreo încurcătură, îi răspunsese el fără să poată să-și ascundă dezamăgirea. Și scena asta se repetase timp de 4 zile la rând. Complicitatea dintre funcționara brunetă tunsă cu breton și bărbatul nu foarte înalt, puțin plinuț, dar extrem de prezentabil în costumele lui când gri, când blu marin, mereu impecabilă, crescuse. Nici măcar nu mai trebuia să-i reamintească expeditorul. Ea dispărea o vreme undeva, în spate, și din păcate se întorcea fără bucata de hârtie care i-ar fi putut reda liniștea. Cine știe, poate că îl și înțelegea. Era o fată tânără, care cu siguranță suferise din dragoste recent, ca orice muritor. Ar fi vrut să-l poată ajuta, dar din păcate nu stătea în puterea ei. A cincea zi intrase în oficiu și când ajunsese în fața domnișoarei, roșise imediat. Își dăduse pălăria jos și își trecuse repede mâna prin păr, un semn de cochetărie sau de nervozitate, ce mai conta. Privirea fetei părea dezarmată. Se simțea ridicol în postura asta de amorez, care tot încerca și încerca să pună mâna pe răvaș, în ciuda tuturor evidențelor. I se muiaseră deja picioarele și nodul de la cravată i se părea mult prea strâns. Nu-i nimic, ridicase ea din nume. Totuși, poate, îngăimase el, și aerul din încăpere devenise prea puțin. Atunci o să mă duc să verific doar ca să vă dovedesc, îi răspunsese Mimi serioasă de data asta. Nu, nici nu mai e nevoie, stimată domnișoară, vă cred. Dar Mimi se îndepărtase și îl lăsase cu bobițele de sudoare pe frunte
pe care și le ștergea compulsiv cu o batistă mare albastră. Ar fi vrut să iasă, să se amestece cu lumea de pe bulevard, să nu mai fie nevoie să se întoarcă niciodată în locul acela și să-i ceară acestei funcționare drăguțe de la poștă niște favoruri inutile. Când o văzuse că pășește apăsat cu pantofii ei maron cu toc, se gândise că poate avusese dreptate să nu renunțe și că ziua asta ar putea fi în sfârșit cea norocoasă. Își îndreptase spatele și numărase secundele. Ea îi zâmbise și îi făcuse cu mâna pe semne bucuroasă că gata, scrisoarea apăruse, iar ea scăpase de insistența lui. Îi înmânase plicul și îl rugase să semneze de primire cu un creion chimic legat cu sfoară care atârna în dreptul ghișeului. Câștigase, avea dovada că nu așteptase în zadar ca un neghior. Cu siguranță se produsese o încurcătură de nume, de adresă, cine să mai știe. Nici măcar nu voia să-și mai bată capul cu asta. Cuvintele ei ajunseseră la destinație și el simțea cum sufletul îi se trezește la viață. Era o toamnă cu zile splendide, scăldate într-o lumină care cădea peste oraș ca dintr-un ciubăr cu miere și cu nopți enervant de frumoase, nici calde, nici reci, care în mod normal ar fi trebuit să fie o binecuvântare pentru orice bucureștean. Doar că el ar fi zis că vremea face risipă inutilă de farmece. El se afla la București, iar ea tocmai la Focșani. Distanța poate părea un pansament pentru cei care nu pot fi împreună. Scăpau pentru moment de chinul de a se gândi ce ar fi făcut dacă ar fi trecut unul pe lângă altul din întâmplare, cum s-ar fi comportat, cât de stângaci ar fi fost din cauza emoțiilor, dacă ar fi fost însoțiți de soție, soț sau copii în cazul ei. Încă nu deschisese plicul, îl pusese în buzunar și mergea țanțoși pe calea Victoriei. Se salutase cu un cunoscut și îi zâmbise prietenos, chiar dacă la ultima discuție se cam certase. Deocamdată nu-și dorea nimic altceva decât să o citească, în tignă, fără să fie deranjat. În următoarele 15 zile urma să fie singur și asta îi provoca o tulburare și mai mare. Îi va scrie, probabil, în fiecare zi, până ce ea îi va spune că gata, e prea mult, nu-i cazul să o pună într-o situație delicată. Sau va amâna să-i răspundă și în felul ăsta îl va pedepsi pentru îndrăzneală și exaltare. Scumpa mea stăpână, așa îi se adresase și în felul ăsta își asumase cu stoicism absolut tot ce avea să urmeze în comunicarea și în povestea lor.